ziua! Prim vicepreședintele Partidului Național Liberal, doamna Raluca Turcan, este invitata mea de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, doamna Turcan, și vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Începem discuția de astăzi cu un anunț de ultimă oră, făcut chiar de europarlamentarul Partidului Național Liberal, domnul Siegfried Mureșan. Comisia juridică din Parlamentul European i-a respins candidatura Rovanei Plumb. Vă așteptați la această decizie? Da, era o decizie previzibilă a Parlamentului European, întrucât doamna Rovana Plumb, de la început, nu a îndeplinit condițiile și criteriile de integritate pentru a putea deveni comisar european. Mai mult decât atât, doamna Viorica Dăncilă s-a încăpățânat să o susțină pe doamna Rovana Plumb în calitate de comisar european, încălcând legea și nefiind audiată în Parlamentul României și neconsultându-l pe președintele Klaus Iohannis, cu toate că aceste semnale de neîndeplinire a criteriilor de integritate de către Rovana Plumb erau foarte puternice. Așadar, aș spune că este responsabilitatea 100% a acestui guvern, care, dincolo de faptul că nu mai are credibilitate în rândul românilor, lucrul acesta s-a văzut la referendumul din 26 mai, nu mai are susținere parlamentară, acum a reușit să exporte la nivel european și incompetența și toleranța față de încălcări ale legii sau suspiciuni de încălcare a legii, așa cum este cazul doamnei Rovana Plumb. Ce înseamnă pentru România această decizie? Ne afectează cel puțin la nivel de imagine respingerea candidaturii Rovanei Plumb? În mod categoric este o rușine. Am văzut ce avantaj uriaș a fost pentru România în momentul în care Laura Codruța Kövesi a primit susținerea mai multor foruri europene de a deveni procuror șef european, cu toate că n-a avut susținerea Guvernului României și a Vioricăi Dăncilă. Am văzut ce cuvinte de laudă au fost la adresa țării care a propulsat-o pe Laura Codruța Kövesi. Acum imaginați-vă că în cazul Rovanei Plumb este reversul. Dacă pe Laura Codruța Kövesi Viorica Dăncilă n-a susținut-o, pe doamna Plumb Guvernul a susținut-o, l-a ignorat pe președintele României, a ignorat Parlamentul României, a mers pe mâna unei persoane cu grave suspiciuni de corupție protejată în Parlament să explice lucrurile acestea în fața instanței și ne-am făcut de râs. Ce urmează? Credeți că Viorica Dăncilă va veni cu altă propunere mai bună sau... Eu vreau să cred că urmează cât de curând demiterea acestui guvern. De aceea, miza acestei moțiuni, aș putea spune că a crescut odată cu respingerea Rovanei Plumb. După cum bine știți, suntem pe punctul de a depune o moțiune de cenzură care duce la demiterea acestui guvern, tocmai pentru că acest guvern pe fond a făcut greșeală după greșeală și pe fond, când tragi linia, putem vedea că 3 ani de zile s-au scurs în defavoarea românilor. Deci, acest handicap al susținerei Rovanei Plumb de către premierul Dăncilă, sper eu să fie corectat cât mai curând prin înlăturarea acestui guvern și numirea unui alt guvern care într-adevăr să poată să propună un candidat care să facă cinste țării și care să susțină la rândul lui Comisia Europeană, care în momentul de față, în Parlamentul European, care trebuie să dea votul de validare, este la limită. Pentru că mai sunt și alți candidați cu suspiciuni de corupție pe care, sau cu probleme avem de integritate. Chiar candidatul Franței. Exact. Pe care cel mai probabil țările care i-au propus vor trebui să-i schimbe și atunci aceste vulnerabilități ale candidaților se răsfrâng și asupra întregii echipe a Comisiei și fac misiunea dificilă în Parlamentul European. Dacă, să spunem, doamna Dăncilă se va grăbi cu această nominalizare până la momentul investirii unui nou guvern, sper ca măcar să nu eludeze Parlamentul României și să respecte legea și candidatul propus să fie audiat în Comisia de Afaceri Europene și de asemenea să-l consulte pe președintele României, Klaus Iohannis.
Și că tot ați amintit dumneavoastră de moțiunea de cenzură, practic demersul Partidului Național Liberal, câte semnături sunt până în prezent strânse pentru moțiune? Am văzut în spațiul public vehiculate mai multe variante. În momentul de față avem 237 de semnături asumate și această moțiune este susținută de 6 formațiuni politice plus parlamentari independenți sau neafiliați. Inclusiv parlamentari ai PSD, că am auzit inclusiv discuția asta. Da, există și semnături din partea unor parlamentari care fie au fost membri ai PSD, fie cel mai probabil vor deveni foști membri ai PSD. Nu o să le fac public nici numele și nici numărul, întrucât moțiunea va fi depusă peste câteva zile, mai avem negocieri până la momentul depunerii și în plus față de asta aș dori să-i scutesc câte zile se mai poate de niște presiuni uriașe care sunt în momentul de față se exercitate de către conducerea PSD la toate nivelurile, de la cel mai înalt din guvern și Camera Deputaților și Senat, până la parlamentari de rând, pe cei care au semnat moțiunea sau pe cei care ar putea să semneze moțiunea pentru a menține cu forța în funcție acest guvern care, din punctul nostru de vedere, este total dăunător. Dăunător pentru românul de rând. Știți, dacă ar fi să judecăm politic, Partidul Național Liberal este în creștere. În momentul de față, electoral, este cel mai puternic partid din România. Este într-o adversitate declarată și confirmată cu Partidul Social Democrat. Guvernarea actuală face greșeală după greșeală. Deci dacă ar fi să privim strict electoral, am putea spune, lasă-i, Doamne, acolo, că avem cu cine ne lupta. Dar, pe fond, dincolo de această incompetență și favorizare a persoanelor vulnerabile și cu suspiciuni de corupție pe care guvernul actual le are, există situația economică care a făcut ca în 3 ani de zile calitatea vieții în România să se degradeze, chiar dacă unele venituri au crescut. Pe fond însă, numai din dacă cauza ne uităm perspectivelor, la inflație, exact, dacă ne uităm la inflație, top în Uniunea Europeană 3 ani la rând. Dacă ne uităm la lipsa de perspectivă, lipsa investițiilor și crearea de noi locuri de muncă, dacă ne uităm la scumpirea creditelor în România pentru a putea să, nu știu, să te dezvolți, dacă ne uităm la facturile pe care le plătesc zilnic românii, de la gaz, energie electrică, termică, până la telefonie și televiziune, toate acestea sunt în creștere. Ca să nu mai vorbim de mediu, ca să nu mai vorbim de atmosfera în care românii practic simt instabilitatea aceasta și lipsa de performanță pe pielea lor. Toate lucrurile acestea se răsfrâng asupra românilor și cumva trebuie curmate. E o responsabilitate de fond, dacă vreți, pentru niște oameni politici să lase calculele electorale la o parte și să spună, acesta e un moment de cotitură. Dacă înlăturăm guvernul, pur și simplu România poate să o ia într-o altă direcție. Într-o direcție în care stabilizezi tot ceea ce s-a stricat până acum și pui niște baze sănătoase prin care o decizie politică să se răsfrângă la nivel de calitatea vieții. Uitați-vă puțin că sunt 6 miliarde de euro, bani europeni, puși la dispoziție în cadrul celor 30 de miliarde de euro, care nici măcar nu au proiecte depuse pentru a fi atrași. Și suntem în ultimul an. Suntem în ultimul an de folosire a acestor bani europeni. Evident că va trebui să negociem pentru a prelungi termenul de folosire a acestor fonduri europene. Deci bani avem, dar nu se face nimic. Ca să nu mai spun că s-au promis, vin acum de la o dezbatere pe sănătate și s-au promis la început 8 spitale regionale. După aceea au rămas 3 spitale regionale. Pentru aceste spitale regionale, 85% din bani se dădeau gratuit pentru români numai să facem aceste proiecte. Nu s-a întâmplat nimic. În România, în ultimii ani, s-a construit un singur spital de stat, dar pe partea cealaltă, la nivel de investiție privată, s-au creat vreo 90 de centre medicale. Cerință este
oamenii simt că și se confruntă în fiecare zi cu probleme de sănătate. Investitorii ar dori să pună mai mulți bani, dar statul este pur și simplu paralizat. De ce e paralizat? Pentru că la decizia politică avem oameni incompetenți, preocupați de cu totul și cu totul alte probleme, au căpușat aproape toate instituțiile publice de clientela politică și diferite interese pe care le au și în felul acesta s-a creat o falie uriașă între decident, guvern și marea masă a oamenilor. Revenind la moțiunea de cenzură, este gata textul? Textul este gata, este armonizat cu cei șase semnatari. Voi anunța titlul acestei moțiuni în momentul depunerii. Cert este că mesajul pe care îl va transmite moțiunea este legat de faptul că acest guvern trebuie să plece de urgență. Trebuie să plece de urgență. A devenit o necesitate națională ca acest guvern să plece. Face rău în fiecare zi, ne face de râs în Uniunea Europeană, ne face rău în interiorul țării prin deciziile pe care le iau, antamează, dacă vreți, cheltuieli pe spinarea românilor pentru mulți ani de acum înainte, fără nicio perspectivă de a le putea suporta. Dacă vă uitați la datoria care apasă pe umerii românilor, veți vedea că în ultimul an plătim pentru împrumuturile luate ca să acoperim cheltuielile de funcționare contravaloarea a vreo 750 de kilometri de autostradă plus 3 spitale regionale. Atât plătim doar pentru datoria pe care România a făcut-o în ultimii ani. Cum va arăta noul guvern în viziunea Partidului Național Liberal? Am văzut o listă aici, prin vehiculată. Nu are nicio legătură cu realitatea și mai mult decât atât, nici nu s-a discutat între semnatarii acestei moțiuni formula de guvernare de după moțiune. Am stabilit cu toții că sunt mai multe scenarii posibile, de la un guvern minoritar până la un guvern de tranziție asumat de mai mulți parteneri politici. Însă, pe fond, în momentul acesta, căutăm lucrurile care ne unesc în delimitarea față de PSD. După aceea, după ce această moțiune va trece, urmează consultările la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis. Și în urma acestor consultări se vor degaja anumite soluții. După aceea, evident că urmează votul în Parlament. Cert este că noi ne dorim ca această procedură de investire a unui nou guvern să nu dureze foarte mult, ci să curmăm pur și simplu existența acestui actualului guvern, guvernului Dăncilă, pentru că indiferent dacă șeful PSD se cheamă Liviu Dragnea sau Viorica Dăncilă, pe fond comportamentul lor este același. Este același și în instituțiile publice din România, este același și la nivel înalt în deciziile guvernului sau ale Parlamentului. Și vă dau exemplul refuzului nejustificat de a respinge și a anula recursul compensatoriu. Asistăm zilele acestea la o nouă dramă care n-a fost generată de recursul compensatoriu, dar ridică problema nesiguranței pe străzi și nesiguranței zilnice a românului. Sunt trei cazuri în mai puțin de două luni. Acest recurs compensatoriu a pus în libertate 19.000 de infractori care circulă liber pe străzi și el poate fi abrogat în Parlament, însă actuala conducere a PSD refuză abrogarea acestui recurs compensatoriu. Și mai sunt și alte exemple. Deci comportamentul în favoarea infractorilor și semnalul dat în favoarea infracționalității este clar de la vârful guvernului. De ce? Pentru că speră să găsească în permanență portițe și portițe pentru persoanele cu probleme penale care sunt aliniate în spatele liderilor politici, dacă nu sunt chiar liderii politici cu mari probleme penale. Aș mai vrea să subliniez un lucru, pentru că tot vorbim de acest guvern și la modul în care s-au comportat până acum, am convingerea fermă că dacă nu era președintele Klaus Iohannis și Partidul Național Liberal în Parlamentul României, în acțiuni comune cu alte partide de opoziție, răul ar fi fost mult mai mare. Gândiți-vă doar că până acum
au fost contestate la Curtea Constituțională 73 de legi. Dintre aceste 73 de contestări pe legi date de majoritatea PSD sau guvernul PSD, 52 au avut câștig de cauză. Asta înseamnă că în 3 ani de zile, practic, președintele și opoziția din Parlament au blocat mai mult decât fostul președinte și fosta opoziție în Parlament în 10 ani de zile, de 3 ori mai mult. Pentru că președintele Traian Băsescu a făcut doar 14 contestări la Curtea Constituțională, dintre care 8 au fost aprobate. Deci, aceste cifre subliniază asaltul permanent în care noi ne-am aflat timp de 3 ani de zile. Practic, lege după lege, aproape că conținea tot felul de portițe care favorizau infractorii. Dacă nu favorizau infractorii, conțineau posibilități legale de manevre financiare, cum este Fondul Suveran de Investiții, cum este Ordonanța 114, care a țintit, pe de o parte, în vulnerabilizarea unor sectoare puternice din România și, pe de altă parte, în obținerea de surse noi de finanțare pentru a încropi în continuare ideea că acest desfrâu al cheltuielilor poate fi acoperit. Apropo de Fondul Suveran de Investiții, noi nici până acum n-am înțeles care de fapt e scopul acestui Fond Suveran de Investiții. Păi, scopul este simplu, să găsească scopul bani. Scopul real. Da, scopul real este probabil conducerea acestui fond de investiții. Cine va gestiona miliarde de lei care se prefigurează în acest fond de investiții, și a doua sarcină a acestui fond este să acopere din resursele strânse, după ce sunt bine căpușate de cei care conduc acest fond, o parte dintre cheltuielile făcute fără nicio rațiune. Deci încă o chichiță, aș spune, a PSD-ului. N-aș numi o chichiță, aș numi o dita mai tunul financiar. Pe final, aș vrea să discutăm și despre un moment mult așteptat, alegerile prezidențiale din noiembrie. Cum se pregătește Partidul Național Liberal pentru alegerile prezidențiale? Ce teme va aborda Partidul Național Liberal? În pofida faptului că avem de departe cel mai bun candidat, în actualul președinte al României, Klaus Iohannis, activitatea PNL de partid de opoziție și partid care s-a apropiat foarte mult de oameni în ultima perioadă este una intensă. Vă dau exemplul perioade de strângere de semnături. În mod normal, puteam să ne fi mulțumit cu câteva sute de mii de semnături, ceva peste cele 200.000 necesare pentru acceptarea candidaturii la președinție. Nu, noi am luat acest moment al strângerii de semnături ca pe o misiune foarte serioasă de a fi printre oameni, de a discuta cu oamenii, de a-i asculta ce probleme au, de a le spune ce gândim noi pentru a ne calibra mesajul, și în felul acesta am reușit să atragem lângă președintele Klaus Iohannis și lângă Partidul Național Liberal, peste 2.200.000 de români care cred că președintele Klaus Iohannis merită un al doilea mandat și că e normal ca președintele Klaus Iohannis să obțină un al doilea mandat. De asemenea, și în perioada următoare ne vom concentra, așa cum am încercat să o facem atât cât s-a putut prin transmiterea mesajului în spațiul audiovizual, dar am încercat om cu om, ne vom concentra pe soluții alternative, astfel încât oamenii să rămână cu convingerea că, dincolo de faptul că acest guvern este rău, incompetent, dăunător românilor, există o alternativă, și alternativa vine din Partidul Național Liberal, care oricând ajuns la guvernare poate să pună niște oameni profesioniști și, atenție, integri, pentru că dacă nu ești integru, ești vulnerabil și atunci adversarii speculează oricând vor această vulnerabilitate, și care să apese butoanele, nu să caute întrerupătorul ajunși la guvernare. Deci, aceste alegeri prezidențiale le privim ca un angajament politic pe termen lung. Da,
vrem președintele Klaus Iohannis să obțină un al doilea mandat, pentru că este un președinte bun, eficient și a folosit toate pârghiile constituționale, a credibilizat, a fost singurul care a reușit să credibilizeze România în exterior, a apărat drepturile fundamentale ale românilor, s-a luptat prin pârghiile pe care le-a avut la dispoziție ca românii să se simtă în siguranță după asediul permanent venit din partea guvernului. Deci veți merge pe realizările primului mandat. Vom sublinia marele avantaj al mandatului pe care Klaus Iohannis l-a avut în menținerea României pe un drum pro-european. Pentru că asta a reușit Klaus Iohannis. Dar dincolo de faptul că ne dorim al doilea mandat pentru președintele Klaus Iohannis, ne dorim să convingem oamenii și că pe viitor Partidul Național Liberal este un partener loial în alegerile locale, pentru că avem reprezentanți în administrația publică locală care au demonstrat prin fapte că știu să crească dezvoltarea comunității lor și de asemenea că Partidul Național Liberal este partener și în alegerile parlamentare, astfel încât pentru următorii ani să ajungem în România la o structură care să aibă președinte de țară, un guvern care să lucreze cu președintele și care să nu-l saboteze, să nu pună strâmbe, să nu îl șicaneze, să nu facă rău românilor, și reprezentanții în administrația locală care pot să ducă decizia cât mai aproape de cetățeni. Aceasta este formula care poate să-ți dea dezvoltare într-o perioadă mai scurtă de timp. Mai sunt și alte formule. Întotdeauna sunt mai multe variante, dar românii s-au cam săturat să aștepte. Gândiți-vă doar că acest guvern PSD a avut 45% încrederea oamenilor. O mare parte din aceste voturi pe care le-au luat probabil că au fost generate și de incapacitatea opoziției de a se profila ca o alternativă. Deci oamenii au sperat să le fie mai bine. Au primit 3 ani de războaie, 3 ani de blocaje. Mai urmează un an în care eu sper să restabilim această stare de tensiune, după care chiar își doresc o construcție, o modernizare a României. Și eu sunt, dincolo de om politic, sunt mamă, sunt soție, sunt cetățean român care doresc ca în România să pot să văd și eu viitorul pentru o perioadă de timp, medie sau lungă. Și cred că la fel se raportează fiecare român. Dacă te întrebi astăzi, oarecum, ca investitor în România, oarecum va fi cadrul fiscal peste 3 ani de zile cu guvernul Dăncilă? Nu știm cum va fi peste o lună. Nu știm cum va fi peste o lună. La câte schimbări s-au făcut? 3 luni. Pur și simplu, mediul de afaceri a fost privit ca o vacă de mulți. Pui biciul pe ei pentru că de acolo mai pot scoate niște bani. Dar dacă întreb profesorii sau părinții, cum văd ei evoluția sistemului de educație peste 6 luni? Habar nu au, nici nu știu avem cum nici vor ministru. Da, nici nu știu cum vor da examenele la sfârșitul acestui an școlar. Această stare de descurajare, de incertitudine, trebuie la un moment dat stopată și credeți-mă că lupt cu toată forța pe care o am ca în Partidul Național Liberal să creăm acel pilon de stabilitate, de regăsire în PNL ca un partener pentru oameni. Vă așteptați ca la aceste alegeri prezența să fie cel puțin la fel de mare ca la cele europarlamentare? Bun, aici pot să vă dau un răspuns statistic. De obicei, prezența la alegerile prezidențiale este mai mare decât la alegerile europarlamentare. Pe de altă parte, la alegerile trecute a existat o mobilizare uriașă a oamenilor prin prezența la referendumul convocat de președintele Klaus Iohannis, tocmai pentru a stopa acest asalt la adresa justiției și acest asalt la controlarea instituțiilor statului și subordonarea lor pentru persoane vulnerabile din punct de vedere al respectării legii. Dacă această stare de nemulțumire se va perpetua și acest guvern va rămâne în continuare, să spunem, în cazul puțin probabil a respingerii moțiunii, eu mă aștept la o prezență uriașă, ca oamenii să spună stop, nu se mai poate. Chiar și așa,
cred că românii înțeleg din ce în ce mai bine că la alegerile prezidențiale miza e mult mai mare decât un nou mandat pentru președintele Klaus Iohannis sau decât un nou mandat pentru actualul președinte. Miza este ca acest reper de stabilitate numit președintele Klaus Iohannis să fie întărit și cu forță pentru cei care s-au opus declinului României de până acum și atunci sper eu să se ducă număr mai mare la vot. Doamna Raluca Turcan, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu mare drag pe la noi. Vă mulțumesc și eu și sper să ne revedem în curând. Mulțumim!